Nu știu câți dintre dumneavoastră știți că invitata următoare știe să cânte la flaut, fiind absolventa Liceului de Muzică și Arte Plastice din Târgu Jiu și totodată a Facultății de Muzică Spiru Haret din București. A obținut nenumărate premii la festivalurile de specialitate, a concurat la foarte multe concursuri și le-a rupt așa trofeele acelor minunate concursuri și emisiuni. Și dacă o recomandă ceva, în primul rând o recomandă vocea și talentul și chipul ei minunat. Maria Constantin! Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur din suflet să fiu în această seară alături de dumneavoastră. Să mă bucur de aplauzele dumneavoastră și de asemenea să-i sărbătorim pe Nicu Paleru și pe Emilia Ghinescu. Felicitări încă o dată tuturor artiștilor care au urcat pe scenă și, bineînțeles, aplauze pentru această orchestră minunată! Și acum, haide să ne veselim! Este pentru a treia oară când urc pe această scenă a Sălii Palatului. Și de asemenea, vreau să vă mărturisesc că momentul următor este special pentru mine și pentru dumneavoastră. Și vreau să vă mărturisesc că în această sală se află o doamnă a cărei zi, această zi de fapt este o zi de naștere a dumneaei și este mama avocatului Ionașcu, care vreau să-i mulțumesc și să-i urez un sincer la mulți ani. Următoarea melodie este pentru dumneaei și pentru dumneavoastră.
noi foaie verde ploposatul. Păi foaie verde ploposatul, plânge ardealul și banatul. Și Banatul, Moldova și tot regatul. Complimente pentru vocea extraordinară și pentru prezența ta scenică. Mulțumesc din suflet, este o onoare și o plăcere să mă aflu aici în fața dumneavoastră și să văd că mi-apreciați munca
și tot ce am încercat să construiesc până acum. Promit să nu vă dezamăgesc nici de acum înainte. Vă mulțumesc din suflet! Frumoasa Maria Constantin, alături de Orchestra Fluieraș din Basarabia, este deținătoarea trofeului Maria Lătărețu în anul... 2007. Maria Constantin.